tău. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! De la Neața deranjăm! Nu mă deranjați! Unde am nimerit cu telefonul? În momentul acesta în Brașov. Minunat! Fii atent! Mai am câteva piese interesante, tableta am dat-o, bagajele le-am dat. Am să te ajut de data asta, pentru că n-ai cum să pierzi la jocul ăsta. Dar vreau să-mi spui trei numere de chei pe care să le atribui celor trei echipe care joacă astăzi. Ia să vedem, Răzvan va juca pentru cheia 5, 8, 7, 13, 10, 12, 11, 3 sau 4? Zi, 8. 12. 12, Răzvan va juca pentru cheia 12, bun. Adina de la Horoscop va juca pentru cheia, zi un număr de la 1 la 13. 4. 4, asta e pentru Adina. Și un număr pentru Ramona, de la 1 la 11. 8. 8. Ramona. Florin, că Ramona joacă deja. V-ați prins voi. Hai să vedem, cine crezi că va câștiga la jocul turnului de cutii? Florin Ristei, Adina de la Horoscop sau Răzvan cu Ramona? Răzvan și Ramona. Perfect. Dar nu e corect că ne-ai dat-o pe Pălugel aici de față. Cine, mă? Ia ridică mâna în sus. Ridică mâna în sus. Cât mai sus. Hai că merge. Păi ești și tu un alt, Răzvane. Hai că o pun pe Ramon. Regulile jocului sunt foarte simple. Trebuie să puneți în brațele, în brațele colegului, cât mai multe cutii. Nu aveți voie să repetați mărimea unei cutii. Adică nu au voie să fie legate două cutii identice ca dimensiuni. Dacă scăpați cutiile, nu mai puteți să continuați jocul. Câștigă echipa ce în 90 de secunde face turnul cel mai înalt. Răzvan are și o tijă în picior. E clar. Nu, că mă, ți-am arătat cam pantaloni, Dani. Unde mă pui să mă... Scuză-mă. 90 de secunde, atenție mare, dacă ați scăpat cutiile, nu puteți relua jocul. Începem în 5, 4, 3, 2, 1 și start cronometru. Vom începe cu o cutie mare, evident. Să văd pe ce vă urcați. Nu puteți repeta dimensiunile. Foarte hotărât, Florin, parcă îl pedepsește pe Bucălaie. Da. Mâna pe cutia de jos, doar pe prima cutie, vă rog. Așa. Ramona s-a răzgândit. Ce ai făcut, Ramona? A ieșit arbitru. Lasă că arbitrez eu, Ramona. Deci, ce s-a întâmplat? N-ai zis să nu fie două cutii de aceeași dimensiune? Da, dar Dina n-a înțeles jocul de la început. Să nu repetați două cutii. Păi nu, la rând, Ramona, consecutiv. Doamne, ferește-mă. Deci, am zis să nu repetați consecutiv sau succesiv două cutii. Vă puteți folosi de orice, astfel încât să ajungeți mai sus. Puteți folosi scaune, conveioare, fotolii, scaune de la colegi. Răzvan, ești foarte jos, nu știu dacă te-ai prins. Răzvan o ajută pe Ramona, mă, are o strategie. Bună și strategia, Florin Bucălaie. Unele drept. Câte secunde mai avem, că nu văd ecranul? Stop, cronometru! Nu mai furați. Bun. Puneți, vă rog, cutiile pe genunchi. Pe genunchi, ținându-le doar de cutia de jos. Hai să... Ați vizitat Pisa? Bun. Aici, nu numai că avem și cel mai înalt turn, dar Bucălaie, iată, fără mâini, reușește să-l susțină. Semn că încă la vârsta asta și alb în cap, tot faci treabă. La mare distanță, Adina și Cătălin. Ceva păreri? Păi da, că Ramona ne-a încurcat tare astăzi. Ramona! Ramona, după ce a distrus alte turnuri ale colegilor de invidie... Iată ce stă drept ca Bucălaie. Stă. Bun, Adrian, e foarte clară treaba că Bucălaie și Florin câștigă la mare distanță acest joc. Unde e cheia, Florin?
Unde e cheia, Florin? La mine, la mine e cheia. Du-te, ia cutia, că n-am timp, mai trebuie să dau încă două premii numai în ora asta. Hai să vedem ce telespectator mai facem astăzi fericit. Cutia cu numărul 8 aici. Vă rog să nu mai distrugeți din premiile oamenilor. Cutia cu numărul 8 pentru Adrian, care momentan este la Brașov. Cutia cu conține premiul. E ceva ce îți va schimba viața! Tu nu poți să crești astea ce se va întâmpla, pentru că astăzi... Astăzi! De Black Friday! Ai câștigat o bicicletă! Adrian, să-ți meargă bine! Vino cu să nu-ți prinzi pantalonul la lanț! S-a dat bicicleta! Ce mână bună ai avut! Nu uita că tu ai atribuit. Mulțumesc mult! Gata, e prins! Salut, Adrian, să-ți meargă bine toate. Mulțumesc și vouă la fel. Felicitări. Mulțumim tare mult.